Ascultați Childlife, provocări de părinte, un podcast creionat de Secom. Am alături astăzi de mine o prezență extrem de carismatică, pe care cu siguranță o urmăriți cu plăcere în emisiunea Numai de Bine sau pe conturile ei de socializare, Facebook, Insta, YouTube, în care ne relatează cu sinceritate despre provocările de zi cu zi ale unui super mam. Asta pentru că este mama a trei copii, Alex, Alessia și Nicolas, dar este totodată o femeie cu o carieră în televiziune, un business propriu și două cărți la activ. 9 luni fără griji și 12 luni fără griji. Ela Crăciun, ne bucurăm foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Și eu mă bucur foarte mult și vă mulțumesc pentru invitație și pentru introducerea așa frumoasă, superbă introducere. Mulțumesc! Mă bucur, mulțumesc mult de tot! Ela, știm despre tine că pe lângă familia frumoasă pe care o ai și felicitări, trebuie să ai grijă de, nu știu, modul în care arăți. Ești om de televiziune, de tonus, de energie, de tot. Nu-ți poți permite să ai, nu știu, zile proaste sau să apar neglijent în public, în fața urmăritorilor tăi online. Noi îți urmărim vlogurile și ne plac foarte mult, în care ne povestești de episoade mai fericite, dar și de provocări. Însă, acum suntem curioși. Cum reușești tu să bifezi toate aceste task-uri? Pentru că par foarte multe. Să știi că sunt foarte multe task-uri, dar nu mă plâng, îmi place. Este viața pe care eu mi-am ales-o, viața care mă face fericită. Și recunosc că am spus-o de multe ori și îți spun și ție, nu aș răzbi fără o agendă, fără a avea orele planificate, fără a avea acțiunile planificate. Sunt foarte organizată. În anumite locuri mai pierd așa din vedere unele lucruri, dar atunci când vine vorba de job și de datoriile pe care le am, sunt super, super bine organizată și am învățat lucrul acesta, cred că acum vreo 4 ani de zile. Atunci când am făcut o școală de coaching, am făcut-o pentru mine, pentru sufletul meu, pentru a mă dezvolta eu pe mine. Pot face și coaching one-to-one, dar nu, n-am vrut să fac lucrul acesta până acum. Dar aplic tot ce am învățat acolo, aplic pe mine. Și am învățat că atunci când ești bine organizat, când îți setezi obiectivele, când știi ce vrei să faci săptămâna viitoare, luna viitoare, anul următor, vei și ajunge să le bifezi, să fie acolo, gata, le-am făcut, sunt bifate. Organizarea este cheia. Poți să faci orice vrei tu, orice vrei, dacă știi care este punctul în care vrei să ajungi. Ela, dacă nu suntem roboți, există zile în care efectiv nu ai o agendă, o astfel de agendă bine definită, nu știu, fără planuri, iei lucrurile așa cum vin, nu faci nicio postare, n-apar la nicio emisiune, o zi dedicată doar ție sau familiei. Există și zile de genul acesta, pur și simplu mi se întâmplă să dispar 24 de ore, maxim 48 am dispărut de pe internet, știi, și toată lumea a început să-mi scrie, băi, ce faci, ce, ești bine, unde ești, n-ai mai pus niciun story, vrem să știm despre tine. Și le-am explicat că pur și simplu nu am avut chef, am vrut să iau o pauză, să fac un detox, nu mi-a ieșit foarte mult, adică mai mult de 48 de ore, aveam prieteni care îmi scriau, băi, ești bine, ce-ai pățit, unde ești, că tu ești prezentă non-stop, nu am vrut, n-am avut chef. Cred că am dreptul la lucrul acesta și atunci când aleg să o fac, o fac pentru mine și probabil că obosesc în momentul acela, obosesc și gata, trebuie să dau un shutdown. Pe de altă parte, emisiunea mea, emisiunea Numai de Bine, nu pot să spun că mă solicită atât de tare, că trebuie să mă duc la serviciu de dimineața până seara, de la 9 la 8. Nu știu, sincer, să fiu, dacă aș putea să țin un job de birou de luni până vineri. Chiar nu știu și nici n-aș vrea în acest moment al vieții mele să încerc lucrul acesta, dar faptul că am acel confort psihic că dacă mâine nu mă simt ok și mâine vreau să-mi anulez toate întâlnirile, toate filmările, ședințele foto, tot ce am, pot face lucrul acesta, îmi dă un confort psihic super, super puternic, să spun așa. Nu fac. Nu cred că mi s-a întâmplat de 2 ori și asta pentru că, na, probabil nu mă simțeam bine sau altceva, dar nu fac. Dar chestia, știi, că există acolo acel backup pe care îl pot accesa, mă ajută foarte mult. Și oricum atunci când lucrezi pentru tine, munca este de 100 de ori mai mare, muncești și la 12 noaptea și la 2 dimineața, 24 din 24, chiar și în vacanță, pentru a-ți atinge obicei țelurile. E fain pentru că pare totul foarte organizat și e totul segmentat așa.
Mă leg puțin încă o dată de povestea asta ta de imagine, pentru că ai o imagine foarte bine structurată, foarte bine organizată, lumea te percepe foarte bine, te uiți la posturi, la cine te urmărește, oamenii te urmăresc foarte atent. Cum faci să ai grijă constant, permanent, să arăți impecabil? Este un defect profesional, lucrând 14 ani în televiziune, îți dai seama că nu puteam să apar la știri nemachiată, necoafată, adică n-aveam niciun motiv, nu exista să se întâmple lucrul acesta. Și îți dai seama, după atâția ani de zile, ajuns să-ți însușești acest lucru. De-aia nici nu pot să apar necoafată, nemachiată mai apar, dar necoafată, neîngrijită, neîmbrăcată corespunzător, sunt lucruri la care nu renunț, pentru că mă deja definez. Deja e o rutină pentru tine, ți-a intrat. Este o rutină și foarte mulți spun, știi, când am intrat în televiziune, spunea, wow, ce mișto, o să fiu machiată, coafată toată ziua, mai ales că atunci lucram de luni până vineri lucram. Ce bine că o să fiu aranjată. Am ajuns la un moment dat să mă plictisesc de acest coaface, acest machiat, de că nu mai este o plăcere, știi? Dar fără, adică n-aș putea să apar în fața oamenilor altfel. Dar ți-am spus de unde vine. Este defect profesional și lucrul acesta vine din televiziune. Dacă te-ai uitat pe story-urile mele, o să vezi că, uite, și acum că sunt la mare, apar nemachiată, necoafată, poate doar cu o pereche de ochelari, fără filtre. Adică n-am o problemă în a apărea și așa. Dar de cele mai multe ori, atunci când filmez un vlog, când fac niște ședințe foto, am grijă la imaginea mea. Nice. Ela, mă gândeam la cele două cărți. Felicitări, apropo, foarte fain. Mulțumesc. Urmează și a treia, uite, îți spun acum în... Da, wow. În premieră. Prietenii mei o să fie foarte cântate, pentru că ele mă tot provoacă. Le-am povestit că o să avem acest podcast și am 100.000 de întrebări. Prietenele, apropo de ele, prietenele mele sunt proaspete mămii sau urmează să devină. Și povesteam cu ele despre aceste două cărți și vorbeam de acest fără griji, care e chiar opusul stării în care ele se află. Și mă gândeam, tu ce sfat ai avea pentru mame, astfel încât să raporteze la aceste cele mai importante 21 de luni din viața lor? Atunci când pleci la acest drum, este normal să ai griji, pentru că este ceva necunoscut. Nu știi cum este să fii însărcinat, nu știi ce se va întâmpla pe parcursul celor 9 luni de sarcini, nu știi dacă vei fi o mamă bună, nu știi cum va fi bebelușul, dacă te vei descurca. Adică, dacă stai, eu asta spun tot timpul, 101 întrebări are o femeie de când rămâne însărcinată până când naște și apoi rămân aceste întrebări, să nu știi, să nu crezi că vreodată le vei ști pe toate. Atunci când vine vorba de copii, permanent vei avea câte o întrebare. Dar poți să fii și fără griji atunci când primești cu bucurie minunea din viața ta, când mindset-ul tău este cumva, cum să spun, mintea ta trebuie organizată în așa fel încât, măi, toată lumea are copii. Toată lumea s-a descurcat, niciun copil n-a rămas nemâncat, neschimbat, nedormit. Și eu sunt sigură că o să fiu o mamă bună pentru copilul meu. În momentul în care eu gândesc, dar ce o să fie mâine, dar cum o să fie, dar cum o să nasc, dar oare o să pot să schimb pampersul, dacă oare o să-i dau să mănânce? Nu așa trebuie să fie gândirea unei femei, știi? Totul trebuie să fie pe pozitiv. Eu sunt, de felul meu, o persoană pozitivă. Eu și când sunt supărată, eu zâmbesc și râd și încerc să văd dintr-o lucru care nu-mi place, să văd partea pozitivă acelui lucru, acelei întâmplări, acelui episod din viața mea. Și atunci trebuie să primim cu deschidere. Și informația contează. Atunci când citești, atunci când te documentezi, atunci când știi lucruri, atenție, lucruri verificate, lucruri care vin de la o persoană cu autoritate în domeniu, citesc în niște articole în care am încredere, mă ușesc să văd de cine sunt semnate, cine este acolo specialistul care îmi dă sfaturile, atunci totul vine mult mai ușor și totul pleacă de la mintea noastră. Totul. De la mindset, totul. Da, fain, da. Că, știi, totul. Sunt chiar curios, te ascultam acum și încercam să-mi dau seama cam cum o să le reformulez răspunsurile pentru prietenele mele. Dacă nu-ți iese chestia asta cu pozitivul, înțeleg că
informarea și faptul și ideea de a te documenta și afla cât mai multe informații, practic ofsetează zona asta în care, ok, dacă tu nu ești făcut așa, să fii pozitiv și hai că o să fie bine cum ești tu, Ela, atunci trebuie să muncești mai mult, trebuie să ții informațiile și să-ți documentezi starea. E corect. Eu aș citi niște cărți de psihologie, niște cărți despre cum funcționează mintea omului, adică nu m-aș rezuma numai la partea asta de sarcină, primul an de creștere al copilului și cam atâta. Nu, dacă eu știu că mintea mea mă sabotează, atunci mergem puțin mai departe. Sunt atâtea cărți pe piață și atâtea, nu știu, până și filme sunt, inclusiv filme sunt despre mintea omului și despre cum funcționează ea și cum ne influențează și ne impactează viețile, încât este imposibil să cred că nu o să găsească ceva care să li se potrivească. Și e simplu, super simplu de citit. Adică e o carte, sunt ușoare cărțile. Eu chiar am avut într-un moment, atunci când făceam cursurile de coaching, doamne, deci am citit numai cărți de psihologie, numai pe psihologia omului, a minții, a copilului, tot era pe psihologie. Și te ajută foarte mult, te ajută extraordinar de mult. Super, mam. Ela, super mamă. Și să știi că, fii atent, să știi că nu spun lucruri care nu sunt verificate de mine. Nu sunt. Am prietene și eu am prietene care, exact cum ai spus tu, poate nu sunt cele mai pozitive persoane din lume, știi? Și atunci stăteam de vorbă cu ele și le întrebam, păi, dar ce se poate întâmpla rău? A, păi nu știu. Păi vezi și atunci, știi? Nu. Apropo de chestia asta, este pe YouTube un filmuleț, este genial, genial. Dacă dai căutare pe Google, Why Worry? Why Worry? Este un tip, un indian, care răspunde nevoilor oamenilor, practic. Mă, ce o să fac, ce o să fie, știi? Și spune, ok, ai o problemă, da? Da. Poți să faci ceva ca să o rezolvi? Și tu răspunzi, da. Și el spune, ok, then why worry? Poți să faci ceva să o rezolvi? Nu. Ok, then, why worry? Adică răspunsul până la urmă este la noi și în noi. Adică de ce să-mi fac griji până nu le am? În momentul în care, nu știu, se întâmplă ceva, o să aibă copilul febră și nu o să știu cum reacționez, ce fac? Păi, sunt pediatru, sunt neonatolog, adică există soluții. De ce să-mi fac griji înainte să le am? Da, pozitivismul de super mamă e aici, e clar. Este ceva cu care eu m-am născut, da, este ceva ce recunosc, am și cultivat, pentru că nu este suficient să te naști cu chestia asta, trebuie să și cultivi. Iar profesoara mea de limba română, atunci când am dat bacul în clasa 12-a, mi-a spus așa, tu să râzi, să zâmbești ori de câte ori ai posibilitatea, pentru că tu prin lucrul ăsta cucerești omul, știi? Și dai așa un vibe foarte bun și faci o conexiune cu cel din fața ta extraordinar dacă tu râzi și dacă zâmbești. Ok, și mi-a rămas chestia asta undeva în spatele minții și folosesc lucrul ăsta de câte ori e nevoie. Din acum, armele secrete ale Elei. Să nu crezi acum că eu n-am momente în care mă supăr, în care mă enervez, în care nu-mi vine să cine știe ce să mă cer, mai ales cu Alesia. De exemplu, ea îmi opune cea mai mare rezistență. Alesia este singura persoană care reușește să mă scoată din minte așa. Seamănă cu tine sau nu? Să știi cum... Să știi că unii spun că seamănă cu mine. Okay. Da, dar ea este o fire atât de puternică, știi, pe de-o parte îmi place că știu că va avea de câștigat cu firea ei luptătoare și zbătăioasă, pe de altă parte, crede-mă, adică îmi ia atâta timp să duc muncă de lămurire cu ea să facă ceva și până la urmă tot ca ea face. Adică să nu crezi că totul este roz și frumos și gata, au dispărut problemele pentru că doar zâmbesc, dar încerc să le găsesc rezolvare pe moment, știi, nu fac probleme până nu le am. Și bănuiesc că este și o chestiune de, hai să zic, parteneriat, adică nu poți singur întotdeauna și aici vreau să te întreb. E adevărat că în spatele unei super mamă trebuie să fie și un super dad? Nu trebuie să fie un super dad, nu, exclus, nu trebuie să fie un super dad, trebuie să fie doar un dad pe care mama să-l pune la treabă. Aha, ok. Deci un super dad, actually. Da. Adică trebuie să existe, trebuie să-și dorească să fie trup și suflet în familie,
Și uite, asta le spun tuturor femeilor, mai fetelor, nu vă faceți griji pe bune, nu vă faceți ce o să se întâmple. O zi nu o să fie copilul mâncat, nu o să fie dormit, o să vină o jăgos din cap până picioare. Și care e problema? Nu contează. Să fiți sigure că tatăl își va iubi copilul și va avea grijă de el și nu-l va pune în pericol. Asta trebuie să vă mulțumească. În rest, lăsați-i să-și facă viața împreună așa cum consideră ei. Orele alea pe care ei le petrec împreună, că nu știu, jumătate de oră, o oră, două ore, depinde de fiecare tată cât timp are. Lăsați-i să fie siguri, lăsați-i să-și petreacă timp și cereți-le ajutorul. Eu recunosc că nu m-aș fi descurcat fără soțul meu, el duce copiii cei mari la școală dimineața, eu îi iau, că ne împărțim sarcinile, de câte ori am nevoie de ajutorul lui, pun mâna pe telefon și îl sun. Evident că dacă trebuie să o ia pe Alesia de la școală la ora 5, eu trebuie să încep să-l sun de la 3 și jumătate. Ai plecat? Ai plecat? Mai stai? Dacă îmi prezint, crede-mă, dacă nu-l sun, copilul a fost uitat de câteva ori la școală. Dar îmi spune, știi, îmi spune, băi, uite-te cât e ceas, era 5 de să iei pe Alesia de la școală. Aolă, da, am uitat, m-am luat cu treabă și am uitat, n-am plecat de la serviciu. El face și vreo 45 de minute de la serviciu până la școală. Dar fii atent, stai, rezolvi imediat. Lângă școala Alesia este o spălătorie unde noi ducem mașinile la spălat. Sună băieții de la spălătorie, vă rog frumos, luați-o pe Alesia de la școală și duceți-mi și mie acasă. Înțelegeți? Adică, și până la urmă mă întreabă, știți, dai seama, eu supărată, nervoasă, bă, a ajuns copilul acasă, a ajuns copilul acasă. Ok, foarte bine, știi, m-am descurcat, nu te-ai descurcat, dar a ajuns copilul acasă, a ajuns copilul acasă. Știi, și atunci trebuie să le cerem ajutorul, clar, nimeni în viața aceasta nu o să facă lucrurile așa cum le face o mamă. Asta gândim noi, știi, așa ne place nouă să credem, dar nu este adevărat. Chiar nu este adevărat. Soțul meu a învățat să schimbe pamper, soțul meu a învățat să dea copiilor de mâncare, soțul meu, știu că cu Alesia, 6 săptămâni, doar eu și el am stat, exclusiv, n-a pus nimeni, altcineva, mâna pe copil. Cu Nicolas la fel, primele săptămâni, doar noi doi am stat cu el și făceam cu schimbul. Când eu aveam treabă, stătea el acasă, când el avea treabă, stăteam eu, adică ne-am împărțit joburile, ne-am împărțit taskurile. Elada, sunt persoane, apropo de ce spuneai anterior, care își doresc să se implice ei exclusiv în educație, în creștere și nu acceptă ajutorul, nu știu, bunicilor, prietenilor, părinților. Asta se întâmplă la primul copil. La primul copil. Deci la primul depinde. Copil. Okay. La primul copil, să știi că cel mult mama fetei poate veni, o poate ajuta pe fată, cel mult ea, cel mult, da? După 2 luni de zile de stat cu bebelușul, ai impresia că le știi pe toate, că ești the best, că ai cea mai mare experiență în ale mămicismului. Nimeni nu știe mai bine decât tine. După aia, la al doilea copil, deja îți spun cum am făcut eu, da? La al doilea copil, ok, am stat să mă gândesc, bă, e cam greu cu doi, adică nu este atât de simplu și diferența mare și nevoile diferite, ce fac eu acum, știi? Și de unde soacra mea era așa mai puțin implicată. Deja am început. Mama, soacra, haideți, veniți. Știu cum e la al treilea? Cine vrea? Dinainte să nați? Cine vrea? Cum vă programați? Ai un blocaj în zona asta de, nu știu, aud multe discuții apropo de tema asta, legate de valori, principii alimentare și așa mai departe. Tu încerci să faci un anumit program apropo de agendă și vine bunicul și zice, hai, la revedere, dulciuri. Să nu ne plâng, să mă iubească nepotul, dulce. Da, așa este, să știi că și întotdeauna va fi așa, dar stau și pun în balanță. Păi, ce este mai important în acest moment pentru mine? Să mă duc la job, să-mi fac unghiile, să mă duc cu prietenele, nu știu ce vreau eu să fac? Sau să stau acasă și copilul meu să, nu știu, să nu mănânce o prăjitură. Aici, dacă va mânca o prăjitură, ce crezi că o să se întâmple? O să leșine? Nu o să leșine. Îi spun, mai devreme sau mai târziu, tot va ajunge să mănânce acea prăjitură, indiferent că vrei tu sau că nu vrei tu. Alesia, la un an de zile, a mâncat ciocolată. A mâncat ciocolată pentru că Alex s-a dus la ea. Alex avea 7 ani, da? Și s-a dus la ea. Ia uite, Alesia, ce mănânc eu! Ia uite, vrei și tu? Îi spune tu atunci, ce era să fac? Să las copilul? Poftim, ia ciocolată! Dar, băi, e mare, e ok, nu mănâncă ciocolată în exces, nu mănâncă dulciuri în exces. E că sunt niște lucruri pe care oricum le vom face, oricum le va trăi copilul.
de ce să fiu atât de, să-l îngrădesc atât de tare? Cu cât îi voi pune mai multe restricții, cu atât își va dori, atunci când va fi mai mare, să fugă, să le încerce, să le testeze. Și noi, da? Noi, uite, gândește-te tu. Căci, na, practic am trăit cam în aceeași perioadă. Aveam voie la discotecă, aveam voie să fumăm, Doamne ferește, la liceu. Ni se tăia gâtul, dar nu le-am făcut? Le-am făcut. Le-am putem făcut pe să spunem asta aici. Le-am făcut. Îți dai seama că am făcut lucrurile care ne erau interzise. Ai spus o chestie interesantă. Bun, acum, și mi se uite, pare... Vreau să fac o paranteză aici și termin cu acest subiect. În momentul în care mama sau soacra ne ajută în fiecare zi și practic este, ele sunt ajutorul principal și stau multe ore pe zi cu copilul, atunci da, este bine să stabilim, uite mama, uite soacra, acestea sunt regulile pentru care, după care eu vreau să-mi cresc copilul. A, B, C, D, vreau să nu-l culci pe picioare, vreau să-i dai la ora două supa și aș fi foarte fericită să le accept. Știu că poate tu pe iubitul meu soț l-ai crescut altfel și da, l-ai crescut foarte bine, te felicit, doar că eu aș vrea să-mi cresc copilul altfel. Ajută-mă, te rog frumos și haide să respectăm împreună acești pași pe care eu vreau ca tu să-i urmezi atunci când stai cu copilul meu. Și crede-mă, nu o să zică nu. Ok, logică o să mai primească și un legănat și un mâțâit și o prăjiturică. Dar încet, încet, important este ca cele mai multe reguli, dorințe, nu știu, spune-le cum vrei tu, să fie respectate. Spuneai mai devreme ceva interesant în ideea în care acest suport, acest ajutor oferă mamelor și oportunitatea de a se pune pe ele pe primul loc. Am foarte multe cunoștințe care efectiv s-au anulat după ce au devenit mame. Adică au pus creșterea copilului pe locul întâi and that's it. Altceva nu mai există. Ceea ce, da, e normal pe de-o parte. Însă pe de altă parte nu și-au mai permis nimic. Apropo de ce spuneai tu, nu știu... Unghiuțe, pauze, vacanțe, explorarea hobby-urilor, evoluție profesională. Sunt curios pentru tine cum a fost nu este, asta. Nu este despre a te pune pe tine pe primul loc. Pentru că în momentul în care ai un copil, tu nu o să mai fii niciodată pe primul loc, este clar. Va fi copilul, vor fi copiii dacă sunt 2-3. Ei vor fi scopul principal pentru care tu trăiești, pentru care tu faci tot ceea ce vrei să faci, da? Doar că o mamă fericită înseamnă un copil fericit. Acum știi cum e? Depinde foarte mult și de ce își dorește fiecare. Eu mi-am dorit întotdeauna carieră. Ce ar fi însemnat ca eu să mă anulez pe mine? Aș fi fost fericită, da, că stau cu copii, dar copiii cresc. La un moment dat vor face 16 ani, 18 ani și eu ce fac? Rămân eu cu frustrările mele, cu dorințele mele neîndeplinite, cu timpul pe care nu-l mai pot da înapoi. Important este să ne gândim, ce vreau eu de la această viață să fiu fericită? Și dacă răspunsul este, păi, menirea mea pe această lume este să am grijă de copii. Ok, ai grijă de copiii tăi până îi pui pe picioare, după aia poți să devii bună și poți să fii în continuare fericit. Dar dacă menirea mea și dorințele mele și tot ceea ce gândesc eu înseamnă puțin mai departe de copii, nu înseamnă că eu trebuie să mă anulez. Eu în continuare voi fi mama copilului meu, voi fi soția soțului, voi fi sora surorii, voi fi prietena prietenei mele. Eu nu am numai rolul de mamă. Și nu mi se pare, pentru mine, repet, pentru mine, nu mi se pare că aș fi fost mai fericită dacă aș fi stat cu copiii mai mult sau mai puțin. Sau... Nu, important este să reușesc să le îmbin, știi? Să găsesc un echilibru. Un echilibru și să fac și ce îmi place mie, să am grijă și de copii. Atunci când tu ești fericit, când tu ești împlinit, altfel dai mai departe lucrurile astea pe care vrei să le dai și copilul va simți altceva. Am cunoștințe care, la un moment dat, copiii deja au crescut, 14 ani, 16 ani, au divorțat, iar femeia a rămas fără rostul ei pe lume. Fără soț, da? Exact. Pentru că ea s-a dedicat familiei, copiii știi ce au spus, da, ce te-am pus eu
să faci lucrul acesta, nu te-am pus. Și a trebuit să o ia de la capăt, cu școli, cu cursuri, să își îndeplinească și ea nevoile sufletului ei. Adică eu sunt un om, gata, în momentul în care nasc, nu mă anulez, nu dispar de pe fața pământului, iar sufletul meu are și el nevoie de atenție, are și el nevoie de hrană, are și el nevoie de multe lucruri pe care dacă eu nu îi le dau, cine o să îi le dea? Nu pot să am pretenția să mi le dea soțul dacă eu n-am grijă de mine și de sufletul meu. Corect. Ela, tu ești un om de... o femeie de carieră. E o întrebare, e chiar o curiozitate. Au fost momente, ai trei copii, în care te-ai gândit să renunți la carieră și să te dedici în totalitate familiei? Familie cu totul. Nu știu dacă am luat vreodată chestia asta în serios. Știi, poate la un moment dat am mai spus, dar sunt sigură că am spus-o în glumă, gata, mă las și stau acasă și stau cu copiii. Știi, dar pe de altă parte tot eu reveneam. Păi, Ela, da, ai fi fericită dacă ai face chestia asta? Nu, n-aș fi fericită să stau acasă, să fac mâncare, să iau copiii de la școală, duc copiii la școală. Nu m-aș simți eu bine. Și automat, ce stare le-aș transmite copiilor mei? Starea mea de frustrare, de nesiguranță, de toate lucrurile care mi se întâmplă. Nu cred că am luat vreodată în serios acest gând. Și în același timp, dacă analizezi ce ai spus și anterior, e clar că avem nevoie de un echilibru. Adică nici prea mult în zona de, hai să zic, anulare, nici în zona asta profesională. Există o limită la care ar trebui să ne oprim și aici mă gândesc la zona profesională în care focusul devine prea mare în povestea asta, pentru că știm că trăim într-o perioadă în care avem nevoie și de confirmări, ne place să ne urcăm pe anumite culmi. Cum ne ghidăm? Cum reușim să păstrăm echilibrul ăsta? Fiecare are limita lui. Nu pot să spun eu, știi, ceva ce e bine pentru mine, pentru că poate ție, Andrei, ție nu ți se potrivește, e prea puțin pentru tine sau poate e prea mult pentru tine. Fiecare are limita lui. Iar dacă ne cunoaști, de asta zic, trebuie să te cunoști pe tine. Cunoaște-te, lucrează foarte mult la lucrul acesta pentru că îți va aduce multe plusuri. Și în momentul în care tu te cunoști pe tine și simți că într-o anumită perioadă a vieții tale ai exagerat, atunci pun o frână. Dacă simți că ai lucrat prea puțin, atunci apasă puțin accelerația. Ține de noi. Nu există în acest domeniu, din punctul meu de vedere, nu există A plus B egal C. Nu există asta. Da, sunt momente în care, de exemplu, simt că lucrez foarte mult. Sunt anumite proiecte. Cărțile au mâncat o bună perioadă din viața mea, din timpul meu, din partea, gândește-te că 12 luni fără grijă a fost scrisă în primele luni de viața a lui Nicolas. N-a fost ușor, dar după aceea am luat o pauză, am lucrat mai puțin și să încerc să recuperez. Dar ai simțit vreodată că ți-ar fi plăcut să petreci totuși mai mult timp sau să aloci mai mult timp într-o anumită perioadă? Simți lucrul acesta, dar la fel, știi, revin. Ok, am simțit că vreau să fac asta. Fac, dacă fac, ok, bravo mie, dacă nu fac, înseamnă că mă complac într-o situație care nu-mi convine, care nu-mi face bine. Și iar este despre alegerile personale, alegerile pe care noi le facem. Dacă suntem conștienți de ele, atunci ne va fi bine. Pentru că niciodată nu o să putem să ne reproșăm sau să reproșăm celor din jurul nostru că, băi, uite, eu am vrut să lucrez, dar tu nu m-ai lăsat sau am ales să stau cu copiii acasă. Cine a ales? Eu. Și atunci știu foarte bine, vedem care sunt plusurile, care sunt minusurile, punem în balanță, vedem ce ne-ar face pe noi fericiți, ce i-ar face pe ei fericiți, ce ar face familia întreagă fericită și punem în balanță. Dar atunci când luăm deciziile conștient, ne va fi mult mai ușor. Conștiința asta apare din ce în ce mai mult. O aud, o citesc, se pare că e o chestie de care ai mare nevoie. Eu vorbesc foarte mult cu mine, știi? Vorbesc foarte mult cu mine. Mie, de exemplu, îmi place să merg singură în mașină și sunt eu cu gândurile mele în acel moment. Sau seara, atunci când mă pun în pat, sunt eu cu gândurile mele și vorbesc mult cu mine. Și încă un lucru pe care îl fac și mă ajută foarte mult este să scriu. Să scriu pe hârtie, nu pe telefonul, pe laptop, să scriu pe hârtie lucrurile care îmi trec prin cap, care mă fac să mă simt bine, care mă fac să mă simt rău, lucrurile pe care
aș vrea să le schimb. Știi, și periodic, răsfoind agenda și trecând peste acele foi, îți aduce aminte, băi, asta e așa, că uite, ziceam că parcă sunt nefericită în momentul ăla, oare mai sunt, nu mai sunt, dar care e soluția pe care mi-am dat-o? Nu știu, să mă duc la sală. Ia, hai mă, să mă duc la sală, știi? Ți-am dat și un exemplu acum. E mi-a venit în minte, știi? Da. Da, să zic, vorbește cu tine, vezi ce trebuie să faci, vezi ce te face fericit, tu ai răspunsurile, nu căuta răspunsul la cei din jurul tău, pentru că răspunsul tău nu este la cei din jurul tău. Viața ta este trăită numai prin ochii tăi, nu și prin cei ai soțului, nici măcar prin cei ai copilului, nici măcar prin cei ai mamei. Nu? De-aia se spune acum că nu încerca să îi faci pe copiii tăi să trăiască viața pe care tu n-ai trăit-o. Poate pentru ei nu se va potrivi acea viață. Aproape cu siguranță. Și dar nu o să reușim tot timpul, știi? Nu o să reușim tot timpul să facem chestia asta. Dar mai trebuie așa să ne mai punem întrebări, să mai stăm de vorbă cu noi. E clar că în nebunia asta și în agitația în care trăim, uităm. Dar este important și o dată pe lună, dacă faci lucrul ăsta, tot ai un câștig, tot ai ceva în plus. Conștientizare, da, să fii acolo în povestea asta de conștientizare. Și apropo de zona asta, Ela, tu la tine în casă se întâmplă foarte multe generații suprapuse unul peste altă. Deci, practic, tu ai un adolescent, o școloriță de școală primară și un pic de 2 ani. Dacă nu mă înșel. Nici măcar 2 ani, aproape 2 ani. Nici măcar 2 ani. Cum faci cu echilibru în relații cu cei mici? Adică presupun că e haos. Adică cum au fost cele două momente care a sosit încă un nou membru în familie? Ta-da! Este un haos, dar este un haos frumos. Cred că am mai spus-o, pentru părinți, diferența la mine sunt copii din 6 ani făcuți. Pentru părinți, diferența este minunată, pentru că ai timp de cel mic, cei mari deja sunt pe picioarele lor, la 6 ani nu trebuie să mai stai în spatele lui să mănânce, să meargă, să nu se lovească. Alesia a primit foarte bine vestea că va avea un frățior sau o surioară, pentru că ea și-a dorit întotdeauna să fie și a sora mai mare a cuiva. Alex a avut așa un moment în care eu nu mai vreau, eu plec din familia asta, dar a doua zi a venit de la școală total schimbat, probabil ori fi zis, colegi, mamă, ce tare, ce cool, ia uite, o să mai ai pe cineva, și a venit total schimbat. Acum ei se înțeleg super bine, foarte bine, dar asta pentru că Alex a crescut, Alex are 14 ani, este mult mai matur, este mult mai responsabil. El chiar îmi spune, trimiți și tu copiii la Sinaia, știi, copii, trimiți copiii la Sinaia. Și este foarte protectiv cu ei, e diferit. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta anul trecut sau nu s-a întâmplat acum 2 ani, dar îmi place să-i văd că sunt împreună, că au sentimente unul față de celălalt. Alesia, de exemplu, este foarte mămoasă, grijulie, se vede, știi, așa, instinctul matern. E frumos, e frumos. Da, este provocator. Eu acum am început să citesc cărți despre psihologia adolescentului, să știu, că îți dai seama, nu ne mai înțelegem. Avem... gândim diferit, el vrea ceva, eu vreau altceva... ca orice mamă, na, știi ce e mai bine pentru copilul tău, el se opune. Învățăm să comunicăm pe aceeași limbă. Comunicarea e cheie, nu? În momentele... Comunicarea este cheia, da. Este cheia comunicarea. Mă gândesc că altfel e foarte dificil să poți să intri pe atât de multe paliere într-o singură zi, să discuți cu 3 generații. Mi se pare... wow! Comunicarea și cred că iar foarte important este să reușești să-ți faci copilul să aibă încredere în tine. Chiar dacă face o prostie, chiar dacă, și spun și Alesi, măi, nu mă minți. Și dacă ai făcut o prostie, pedeapsa se va reduce la jumătate dacă recunoști, știi, decât dacă minți, dacă ascunzi. Este cel mai urât lucru pe care îl faci. Și asta este, deși poate uneori îmi vine să, știi, să mă sui pe pereți, atunci când vine, știi, și îmi spune, știi, uite, vreau să spun ceva, dar să nu mă cerți, lași garda jos. Normal. E important să știi ce face, să știi unde se duce, să știi că îți spune, vezi că, uite, în seara asta mă duc la X să nu te mintă, mai ales peste un an, doi, deja mă gândesc la acele vremuri, știi, mă gândesc
n-am cum să nu fac asta. Dar este frumos și un copil mic, să știi că te întinerește. Chiar vorbeam cu soțul meu zilele trecute și spuneam, haide, eu mai facem încă un copil peste vreo 2-3 ani să ne simțim. Serios? Acum e că te întinerește? Nu știu. Pur și simplu asta simțim, dar asta simt și eu, asta simte și el. Momentul în care ai acolo o mogâldeață, ai pe cineva care, mama, și vine și te iubește și te drăgălește, lucruri pe care ceilalți doi, fiind mai mari, nu prea îl mai fac, te simți, nu știu, te simți tânăr, abar n-am, nu știu, pur și simplu, mult mai tânăr. Auzi, da, pe tine cum ți-a influențat rolul ăsta de mamă, modul în care te-ai raportat tu la tine ca femeie? Nu știu dacă au avut, să știi, legătură una cu alta. Adică chiar n-am stat niciodată să mă gândesc la lucrul acesta. Dar ai acceptat rolul și pur și una, simplu? Nu cred că una a fi mamă înseamnă să nu mai fi femeie sau invers, știi? Nu cred că una le exclude, una o exclude pe cealaltă. Ele sunt împreună. O mamă este o femeie, o femeie este o mamă. Adică ele vin la pachet, nu se exclud. Mm-hmm. Deci n-ai simțit o ceva sau s-a schimbat ceva clar în modul în care tu te gândeai la tine și te raportai la tine ca la o... Okay. Absolut deloc. Nu s-a schimbat absolut deloc. Și cu Nicolas, când am stat în primele săptămâni, stăteam cu el mai mult acasă. Dar tot îmi plăcea, știi, să mă văd aranjată, să nu fiu nespălată, nu știu, cu haine lălâi. Adică îmi plăcea să mă uit în oglindă la mine și să văd acolo o persoană ok, da, doamne, uite, hai că arată decent, știi, nu scoasă din cutie cum eram eu obișnuită, dar arată decent, știi? Am putea spune că e mai puternică? Cine? Femeia mamă? Întotdeauna femeia mamă o să fie mai puternică. Mm-hmm. Așa cred eu, așa cred, nu știu dacă este adevărat, dar pentru mine, da, ești mult mai puternic. Trebuie să fii mult mai puternic, pentru că nu mai ești singur pe lume, ci există și o a doua sau o a treia viață care depinde de tine. Și provocările sunt constante și... Provocările? Nu credem. Provocările probabil nu o să se termine nici atunci când vei avea nepoți. Tot vor fi provocări. Da, pentru că ușor ne apropiem de finalul acestei discuții de care, sincer... M-am bucurat foarte mult și îți mulțumesc. Eu am o întrebare favorită, apropo de provocări, pentru că suntem la provocări de părinte. Sunt foarte curios, după toate poveștile de astăzi, să-mi spui care a fost cea mai mare provocare de părinte pe care ai avut-o tu până acum. Să știi că nu știu dacă aș pune pe primul loc una, dar e clar că sunt multe și odată ce le treci, știi, odată ce le depășești, ele nu mai sunt pe primul loc, adică nu mai gata, ok, le-am depășit. Se duc mai jos. Da, exact. Uite, de exemplu, una dintre provocări a fost atunci când am decis că vom avea al treilea copil. A fost o provocare, deja copiii erau mari, Alessia avea 6 ani, Alex avea 12 ani, eram deja niște părinți de copii mari. O altă provocare a fost atunci când am decis să scriu cele două cărți, pentru că știam că voi impacta alte sute mii de femei. Uite, acum, în pandemie, să stau 2 săptămâni fără Nicolas a fost într-o perioadă în care nu știai ce se va întâmpla mâine, adică nu știai că mâine se va închide Bucureștiul și eu nu o să mai pot ajunge la Sinaia să-l văd. A trebuit să plecăm de acolo, să-l lăsăm și să plecăm pe furii și am plâns, efectiv am plâns și am plecat doar cu Alessia cu noi, dar am știut că lui îi va fi mult mai bine acolo pentru că avea curte, pentru că avea unde să se desfășoare, a simțit altfel, știi, această perioadă. Adică, sunt multe, dar le-am trecut și uite, nu pot să zic că băi, una m-a impactat atât de tare, pentru că am trecut peste ele. Deci ești deschisă la noi provocări și ești convinsă că vor apărea pe parcurs. Nu-mi place necunoscutul, nu-mi plac schimbările, adică nu mă simt confortabilă cu ele, dar dacă ele vin în viața mea, înseamnă că au un rost. Cred că cea mai mare și, nu știu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit până acum, cea mai mare provocare a unui părinte este să aibă copilul bolnav și să nu poată face nimic. Dacă suntem sănătoși cu toții,
cred că nu există ceva ce să nu putem rezolva. Dar sănătatea este pe primul loc, sănătatea nu o putem cumpăra, nu o putem găsi la colț, nu o putem lua de nicăieri. Asta trebuie să avem grijă de noi, de copii, de toți cei de lângă noi. Atunci când suntem sănătoși, trecem peste orice. Perfect de acord cu tine, Ela. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Am rămas cu câteva lucruri în cap. O să încep și eu să vorbesc mai des cu mine. O să încerc să fiu mai pozitiv și, de ce nu, te invit cu mare drag la următorul podcast, când sper să spun și eu că am devenit tătic. Nu se știe niciodată. Simt pumnii și trebuie neapărat să-ți trimit cărțile, pentru că, uite, acum câteva zile mi-a scris o fată care i-am dăruit cărțile, o cunoștință de-a mea, i-am dăruit cărțile mele și mi-a zis: Ela, am citit prima carte, Noul om fără griji, în 2 zile, se citește foarte ușor, este foarte utilă, îți mulțumesc. Și ce îmi place foarte tare este că îl văd pe soțul meu cu ea în mână. Te rog frumos, Ela, aștept cu mare drag să recitesc cărțile tale. Îți mulțumesc din nou, o reală plăcere și sper să ne revedem curând. Și eu mulțumesc. Mulțumesc frumos, Ela. O zi bună. La fel.